că nu este posibil, dar ne rugăm să putem afla și o frecvență și în zona Bacăului. Dragi și stimați ascultători ai postului de radio RCS FM, în acest an, în ziua Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale, sărbătorim un an de când facem această activitate atât de frumoasă prin emisiunile de la RCS FM. Fac parte din această echipă sau, dacă vreți, din acești colaboratori ai regiei tehnice și mă bucur mult că mi s-a oferit posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră prin aceste mijloace. Mă bucur că de atâtea ori am intrat prin acest radio în casele dumneavoastră, că am putut să strecor un gând care pentru unii a putut să fie o mângâiere și o bucurie. Și sper ca Dumnezeu să ne susțină pe toți cei care lucrăm în această privință, pentru ca prin noi Dumnezeu să vă lumineze, să vă călăuzească pe calea adevărului, să vă susțină speranța că truda noastră a tuturor nu va fi zadarnică. Sunt preotul Iosif Enășoaie, de la microfon, la mulți ani, Radio RCS FM. La mulți ani! Angelus TV, la mulți ani vă spunem vouă, dragi ascultători, dar și întregii echipe de la Radio RCS FM. Continuăm această zi frumoasă de sărbătoare în solemnitatea Sfântului Iosif, dar și de sărbătoare pentru Radio RCS FM, radioul diecezei de Iași, care astăzi împlinește un an. Vom începe sărbătoarea noastră într-un loc drag nouă. Aici am și început emisia anul trecut și mai exact la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, întrucât ne pregătim de sărbătoarea hramului acestui institut, dar și de o liturghie specială în care vor fi instituiți lectori și acoliți. Vom afla mai multe detalii despre aceste două trepte, dar pentru început îl salut pe invitatul meu, primul invitat de astăzi, dar și gazda noastră. Este vorba de Părintele Ștefan Lupu, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași. Lăudat să fie Iisus, bine ne reîntâlnim și sărbătoare frumoasă! În vecii vecilor, vă spun și eu, bine ați venit și totodată la mulți ani, RCS FM. La mulți ani nouă, la mulți ani tuturor celor care ne ascultă și le spunem celor de acasă că ne aflăm și într-un loc special pe care îl vom inaugura astăzi. Nu este doar un an de când s-a lansat RCS FM, dar va fi și ziua în care vom sfinți acest loc. Este vorba de un studio pe care încă de la început ni l-am dorit aici, la Institutul Teologic, la Seminarul Mare. Un loc unde sperăm se vor realiza multe emisiuni frumoase, dar și multe transmisiuni. Sigur, și noi suntem bucuroși de această realizare, mai ales că foarte mulți dintre colegii noștri de aici din institut sunt buni colaboratori
ai programelor RCS FM. Deci un studio era mai mult decât normal să fie aici în institut. Și apoi pentru faptul că aici se formează viitorii preoți, viitorii crainici ai Evangheliei. Exact. Și cu siguranță vor face multe ore de practică aici, astfel încât atunci când vor deveni preoți să aibă la îndemână și toate aceste tehnologii. Părinte Ștefan, ce reprezintă ziua de 19 martie pentru institut, pentru seminarul mare din Iași, pentru cei care sunt seminariști și pentru cei care sunt formatori, profesori aici? Ziua de 19 martie este ziua hramului, este ziua în care noi îl sărbătorim pe patronul spiritual al seminarului, Sfântul Iosif, soțul Sfintei Fecioare Maria, dar și patronul Bisericii Universale. Fondatorul seminarului, primul episcop al diecezei de Iași, Monsignorul Iosif Camili, s-a gândit dintr-un început să-l pună ca patron al seminarului pe Sfântul Iosif. De altfel, în acea perioadă, Sfântul Iosif era văzut ca un protector al bisericii în fața diferitelor atacuri care veneau asupra bisericii și atunci el a fost propus ca un apărător, așa cum a apărat Sfânta Familie a lui Iisus și Maria, nu, și Iosif. Tot la fel, acum este invocat ca apărător al bisericii. Dar mai mult decât apărător, Sfântul Iosif este pentru noi și un model a ceea ce trebuie să fie și preotul, adică să fie un purtător de grijă a lui Iisus, să-l facă cunoscut pe Iisus, să-l poarte pe Iisus, așa cum Sfântul Iosif l-a purtat în brațele sale pe pruncul Iisus, tot la fel și preotul trebuie să-l poarte în lume pe Iisus. Un model, deci, pentru viitorii preoți, un model pentru preoți, un model de slujire, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba când vorbim, când avem în fața ochilor drumul formativ al unui seminarist. Sigur, linia fundamentală după care sunt formați seminariștii în zilele noastre, așa cum este precizat și în proiectul formativ al seminarului, este tocmai această dimensiune a slujirii. Sigur, este poate un termen recuperat recent și în teologie și în spiritualitate. Înainte poate se vedea altfel, dar astăzi ne revine mereu în minte că în împărăția lui Iisus, cel care vrea să domnească trebuie să slujească. Slujire, deci astăzi vorbim despre o sărbătoare dedicată Sfântului Iosif, vorbim și despre aceste două trepte, să spunem, acolitatului și lectoratului, și în acest sens v-aș întreba câteva lucruri despre drumul formativ și despre diferitele trepte pe care seminariștii le au până la devenirea de preoți și în ce mod se încadrează, să spunem, sărbătoarea de astăzi. Da, în proiectul formativ pe care îl avem în seminar există mai multe trepte, sigur ele țin cont și de recomandările bisericii, astfel că după 2 ani de pregătire filozofică începe pregătirea teologică și odată cu intrarea în ciclul teologic este și ritul admisio, admiterea la, printre candidații la ordinele sacre, deci ar fi în succesiunea noastră anul 3. În anul 4 urmează o nouă treaptă, este slujirea lectoratului, în anul 5 slujirea acolitatului, iar în anul 6 urmează diaconatul și toată formarea se termină cu hirotonirea preoțească. Dacă e să revenim la cele două slujiri pe care studenții din anul 4 și din anul 5 le primesc astăzi, aș dori să precizez că slujirea lectoratului are în vedere proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, deși ei până acum au proclamat în cadrul liturghiei cuvântul lui Dumnezeu, astăzi primesc o, să spunem așa, o investitură specială din partea bisericii, li se conferă această slujire a lectoratului ca să, de acum să devină slujitori oficiali ai cuvântului. În discuțiile pe care le-am avut cu studenții de la anul 4, am insistat și asupra acestui aspect, anume că ei trebuie să aibă o familiaritate mai adâncă cu cuvântul lui Dumnezeu, să-l citească, să-l pregătească și apoi să-l proclame în fața credincioșilor. Dar în așa fel încât să-l proclame, încât acel cuvânt pe care îl citesc să devină cumva vizibil în fața ochilor credincioșilor care sunt în biserică. Apoi, pentru treapta acolitatului, pentru slujirea acolitatului, se are în vedere o mai mare apropiere de
euharistie, adică ei vor putea să fie mai aproape de altar, să-i ajute pe diaconi și preoți la pregătirea altarului, dar și la distribuirea Sfintei Împărtășanii. Și are și aici o mai mare familiaritate cu Sfânta Împărtășanie și din, tot așa, din dialogul cu ei, le-am recomandat să devină ceea ce mănâncă, adică să devină oameni euharistici, în sensul că euharistia înseamnă aduce mulțumire și atitudinea lor de creștini și viitori preoți să fie caracterizată de această atitudine de recunoștință, de mulțumire, conștienți fiind că tot ceea ce avem este darul lui Dumnezeu. Părinte Ștefan, în urmă cu câteva luni, la 1 octombrie, când se deschidea anul asociativ, anul formativ, de fapt, aici, ne aflam de asemenea la institut, era și ziua în care începeați oficial această misiune în calitate de rector. Cum a fost această perioadă și cum se prezintă seminarul astăzi, într-o zi de 19 martie, într-un an 2022? Bine, pentru mine a fost o misiune în plus pe care preasfințitul mi-a acordat-o. Dar am mers pe această linie de continuitate cu ceea ce au făcut predecesorii mei și atent fiind la necesitățile timpului prezent. Deci nimic revoluționar, ci totul într-o continuă formare a viitorilor preoți în condițiile de astăzi. Și consider că atmosfera este plăcută, este frumoasă, iar seminariștii se pregătesc cu mult zel pentru viitoarea lor misiune. Totuși, ca un element de noutate, începând cu anul acesta universitar, introducând noul proiect formativ, am accentuat mai mult implicarea pastorală sau formarea pastorală a seminariștilor, în sensul că cei studenți din anul 3 sunt implicați în activități caritativ-sociale aici în Iași, cei de la anul 4 sunt implicați la sfârșit de săptămână în activitățile catehetice și liturgice în parohiile din Iași, iar studenții de anul 5 merg în pastorație. În primul semestru au fost în zona Roman, în parohiile din zona Roman, iar acum în semestrul al doilea sunt în zona Bacăului, astfel încât ei să intre progresiv în activitățile pastorale, aceste activități pe care ei le descoperă acum cu alți ochi, nu doar așa de spectatori, ci chiar de actori implicați în pastorație, să-i motiveze și mai mult și să vadă că oamenii au în continuare nevoie de preoți, de preoți buni și sfinți. Și care este feedback-ul din partea seminariștilor? Noi se bucură foarte mult și chiar sunt plăcut impresionat să văd că era ceva ce își doreau. Deci a venit cumva și pe o nevoie a lor, da, și pe pentru o că altfel, motivație. Până au stăteau aici în seminar, cumva izolați de viața din parohii și la un moment dat intrau în activitatea pastorală cumva prea brusc, așa, fără o pregătire prealabilă. Le spunem celor de acasă că pe lângă cursurile la care participă seminariștii, pe lângă aceste sărbători pe care și noi ne dorim să le marcăm la Radio CSFM și de fiecare dată și pe canalul media video, sunt și alte activități pe care le organizați. Am fost aici prezent și la Ziua Socială pentru Studenți, de asemenea, în sărbătoarea Sfântului Toma de Aquino ați avut o organizare frumoasă. Povestiți-ne puțin și despre aceste, să spunem, activități extra-curriculare. Da, face parte din programul nostru formativ, pe lângă activitățile didactice, pe lângă cursurile filozofico-teologice, pentru că seminariștii sunt implicați și în activitățile, spunem, extracurriculare. Unele dintre acestea sunt tradiționale aici la noi în seminar, cum ar fi Academia Mariană, care se face cu ocazia sărbătorii Neprihănitei Zămisliri pe 8 decembrie, apoi Academia Tomistă, care se face cu ocazia sărbătorii Sfântului Toma în luna ianuarie. După aceea avem diferite spectacole pe care seminariștii le organizează cu ocazia Crăciunului, înainte de a pleca în vacanță de Crăciun, sau în Marțea Grasă, înainte de a intra în postul mare. Să nu uităm de concertul de colinde care se face la sărbătoarea Crăciunului. Și apoi celelalte activități, să le spunem cu un caracter de acum academic, cum ar fi Ziua Socială sau alte conferințe și simpozioane, workshop-uri pe care noi le organizăm, întrucât seminariștii noștri sunt și studenți la Facultatea de Teologie Romano-Catolică de aici din Iași. Deci, practic, vine ca și o completare tot la formarea pe care eu o aici. Aș reveni și la o altă activitate despre care am vorbit, este vorba de Zilele Porților Deschise și la care am spus că o să revenim să ne povestiți cum a fost și ce feedback-uri ați cules de acolo. Da, ne-am bucurat și pentru această
pentru acest eveniment cu porțile deschise. Vedem că au venit și seminariști de la seminarul mic din Bacău, dar și alți tineri din alte zone ale Moldovei, dar și din Transilvania au venit. S-au bucurat să vadă viața noastră de aici și au plecat cu gândul că în luna iulie vor reveni să se înscrie. Așa se dea, Domnul. Așa se dea, Domnul, și invităm să facă acest lucru. Revin la acest studio și cumva și în încheierea dialogului nostru, ne dorim, spuneam și la început, să transmitem de aici fie momente de rugăciune, fie emisiuni pe care le vor realiza. Și în acest sens v-aș întreba cât de importantă este și informarea viitorilor preoți acest aspect care ține de comunicare. Știm, de fiecare dată Papa Francisc subliniază această importanță, avem și ziua comunicațiilor sociale. Cât de important este acest aspect în formarea lor? Ca un argument practic, de exemplu, anul acesta, Părintele Adrian Blăjuță chiar oferă un curs de formare în mass media seminariștilor noștri. Asta vine să accentueze ceea ce noi deja propunem în formarea seminariștilor, această deschidere spre lumea mass media, adică să intre și acolo unde sunt oamenii să fie prezenți și ei. Dacă înainte erau mai mult în biserică, sigur, preotul era în biserică. Dacă toți sunt pe social media, atunci și noi trebuie să fim prezenți acolo ca să-L vestim pe Hristos, acolo unde sunt oamenii. Deci această formare a lor, să știe să facă un discernământ, dar și să folosească aceste mijloace, este foarte importantă. Și apoi cred și limbajul care se folosește într-un astfel de mediu este important să-l cunoaștem, tocmai pentru a veni în sprijinul oilor pe care le vor păstori la un moment dat. Altfel nu ar avea sens. Dacă vorbești o limbă pe care nimeni nu înțelege, la ce mai vorbești? Deci trebuie să vorbești pe limba oamenilor de astăzi și să le transmiți sămânța Evangheliei. Și le spunem, vă spunem, dragi ascultători, că va urma în cadrul acestei ediții speciale binecuvântarea acestui studio, care va fi făcută de către preasfințitul Iosif Păuleț. Așadar, un gând la acest aniversar, un gând și în această sărbătoare dedicată Sfântului Iosif pentru cei de acasă, pentru toți ascultătorii și telespectatorii noștri. Da, le mulțumesc în primul rând tuturor celor care sprijină seminarul Mare Diecezan din Iași. Mă gândesc la părinții seminariștilor, apoi credincioșii din comunitățile noastre care se roagă pentru seminar și ne ajută și financiar și spiritual. Apoi tuturor celor care astăzi vor veni și se vor uni cu noi la sărbătoarea hramului nostru și a conferirii celor două slujiri, lectoratul și acolitatul. Iar cât privește colaborarea noastră cu RCSFM, va trebui să fie una așa de vivat, crescat, floriat, adică să trăiască, să crească și să înflorească, pentru ca să putem să lucrăm împreună și să mergem împreună, să fim mai aproape de oamenii din zilele noastre. Așa ne dorim și așa sperăm. Vă mulțumim mult pentru găzduire, pentru invitația de a lua parte la această sărbătoare împreună, pentru toată implicarea în grila noastră de programe și rămânem împreună la sărbătoare. Sigur. Vă mulțumim și îi invităm pe ascultători să nu se îndepărteze de RCSFM. Așa ne dorim. Îi mulțumim părintelui Ștefan Lupu, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, pentru prezența în emisiune și pentru invitație. Noi vă propunem un popas muzical și revenim cu următorul invitat. Pentru mine, Radio RCIS FM este o formă de transmitere a Evangheliei și a tot ceea ce este valoare, adevăr și frumos în tezaurul credinței noastre. Este comuniune cu cei pe care nu-i văd, dar despre care am încredințarea că mă ascultă nu doar cu urechile, ci și cu inimile. Este cuvânt rostit românilor din România și celor din alte țări, ale căror suflete se regăsesc în ascultarea atâtor emisiuni religioase, culturale și spirituale în limba lor maternă. RCIS FM este bucuria de a fi pe frecvența atâtor suflete. Este binecuvântare pentru atâția ascultători care din cauza bătrâneții și a neputințelor sunt izolați de exteriorul lumii, dar care își pot hrăni sufletul cu rugăciune, meditație, cântece înălțătoare, înnobilându-și astfel interiorul. De aceea, un cordial la mulți ani radioului diecezei de Iași,
cuvinte inspirate realizatorilor de emisiuni și mereu prospețime și competență întregii echipe RCIS FM. Îmi exprim aici bucuria de a fi membru al acestei echipe. Să avem parte de binecuvântarea continuă a cerului și de mijlocirea prețioasă a Sfântului Iosif, în sărbătoarea căruia s-a născut acest post de radio. Acestea vi le transmite preotul Cristian Diac. RCIS FM este despre oamenii din spatele lui, oameni cu un entuziasm molipsitor, cei care ne oferă zilnic zâmbete și speranță la microfon. Iar ceea ce auzim de la ei ne face să ne simțim într-adevăr o comunitate unită de credință. Un loc în care celălalt este chiar aproapele, cel de care ne pasă, despre care aflăm vești, cu care ne rugăm împreună, cu care suntem pe drum împreună. La mulți ani, RCIS FM, să crești frumos și să ne aduni mereu împreună, așa cum ai început. Fratele tău, Angelus TV, se bucură să te vadă în fiecare zi și să-ți fie alături. Să creștem împreună și să fim roade bune de care să se bucure biserica și credincioșii săi spre mai marea slava lui Dumnezeu. La mulți ani! Sunt Lucica Trifaș din Timișoara, vă ascult cu mare plăcere. Mă fac foarte bine emisiunile astea frumoase pe care le transmiteți, mai ales că acum s-a vorbit astăzi despre război care înfricoșează lumea. Deci dumneavoastră aveți niște mesaje foarte așa liniștite, calme, chiar dacă e durere acolo, dar totuși mesajele dumneavoastră ne liniștește sufletul. Și chiar acum mă uitam la televizor și deci eu vă ascult acum pe televizor că sunt acasă dimineața și îmi place foarte, foarte mult. Dumnezeu să vă dea sănătate, har, putere să mergeți mai departe, să aduceți căldură în sufletele noastre care suntem departe de Moldova noastră dragă. Sunt din Moldova, din județul Iași, parohia Belcești. Sunt plecată din Belcești din 80. Înțeles. Sufletul meu e tot acolo. E prin emisiunile dumneavoastră mă simt acasă, nu știu de ce. Am venit și vrem. Am revenit, dragi ascultători, RCIS FM și dragi telespectatori ai Angelus TV. Vă reamintesc, suntem la ediția specială din sărbătoarea de un an de zile de când s-a lansat Radio RCIS FM, dar și în solemnitatea Sfântului Iosif. Așadar, ne aflăm la Seminarul Mare din Iași, la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif, pentru a marca, începând cu ora 11, Sfânta Liturghie prilejuită de hramul acestui seminar, dar și ceea ce a însemnat un an de zile cu Radio RCIS FM. Continuăm, spuneam, ediția noastră specială cu un alt invitat și mă bucur să-l salut alături de noi de această dată pe părintele Iulian Gabriel Robu, profesor și formator aici la Seminarul Mare din Iași. Lăuda să fie Iisus și bine ne reîntâlnim! În vecii vecilor, îmi pare bine să fiu cu voi! Părinte Iulian, ce înseamnă sărbătoarea Sfântului Iosif pentru un seminarist, pentru un preot, pentru Seminarul Mare din Iași?
Pentru noi este o mare sărbătoare, pentru că Sfântul Iosif este patronul și protectorul nostru. După cum știm, Sfântul Iosif este soțul Preasfintei Fecioare Maria, tatăl purtător de grijă a lui Isus, dar totodată este patronul Bisericii Universale. El are grijă de Sfânta Biserică, după cum a avut grijă de Isus. Apoi, la nivel local, pentru noi ca dieceză este un prilej de bucurie, pentru că este protectorul diecezei de Iași. Apoi, venind mai aproape la seminarul din Iași, el este patronul nostru și pentru toți cei care au trecut prin seminarul mare din Iași, această zi de 19 martie reprezintă o zi cu totul deosebită din an. Ne leagă atâtea amintiri de această zi specială. Așadar, pentru un preot, sărbătoarea Sfântului Iosif este o zi specială în care își încredințează activitatea celui care este protectorul bisericii. Pentru un seminarist de la Iași, astăzi este o zi cu totul deosebită și pentru faptul că acești colegi mai mari din anul 4, din anul 5, primesc treapta lectoratului, acolitatului și de aceea nu este doar sărbătoarea lor, a acestor doi ani, ci a tuturor din casă. De aceea, să spunem, este o zi cu totul aparte pentru noi. Cu alte cuvinte, vom vedea venind și familiile acestor tineri, acestor seminariști? Da, vor veni familiile lor, prietenii, invitații. Unii dintre ei și-au invitat și părinții parohi sau vicari. Așadar, această sărbătoare a Sfântului Iosif ne dă prilejul de a trăi ca și o comunitate, sărbătoarea acestor tineri care primesc lectoratul și acolitatul. Nu doar ei, ci și familiile și noi ca biserică locală. Să înțelegem că seminariștii în acest parcurs formativ au mai multe trepte până la ajunge la treapta preoției. V-aș întreba care ar fi acestea și ce au special treptele de astăzi. Da, seminariștii mai întâi sunt admiși în seminarul mare din Iași, apoi după 2 ani de filozofie încep anul al treilea în seminar și încep studiul teologiei și la începutul celui de-al treilea an seminariștii primesc admisio, adică sunt admiși printre candidații la ordinele sacre. Apoi în anul 4 se primește treapta lectoratului, este un ordin minor în biserică, prin care seminariștii sunt angajați în mod oficial de către biserică să proclame cuvântul lui Dumnezeu, să citească lecturile, să proclame cuvântul lui Dumnezeu și prin cateheză, totodată sunt angajați mai activ în liturgia bisericii. Apoi, în anul 5, seminariștii primesc treapta acolitatului, ei devin slujitori ai altarului și ajută pe diacon și pe preot în celebrările liturgice. De exemplu, ajută la ofertoriu, duc vasele sfinte pe altar și atunci când li se cere ajutorul, distribuie și Sfânta Împărtășanie credincioșilor. Iar după momentul împărtășaniei, acoliții purifică vasele sfinte. Așadar, prin aceste două trepte, candidații la ordinele sacre ale preoției se apropie mai mult de ceea ce își doresc, în sensul că fiecare treaptă reprezintă un pas înainte către idealul lor. Apoi, bineînțeles, urmează diaconatul în anul 6 și apoi sfințirea de preot la finalul seminarului. Așadar, toate aceste trepte reprezintă o pregătire în vederea Sfintei Preoții, dar totodată un moment de bucurie specială pentru fiecare treaptă în parte. A existat și o pregătire pentru primirea acestor trepte, pentru acest seminarist și în ce a constat ea? Da, a fost o pregătire mai îndepărtată, în sensul că seminariștii deja au intrat în studiul teologiei și, după cum știm, Sfânta Scriptură este sufletul teologiei, de aceea seminariștii din anul 4 deja au aprofundat ce este Sfânta Scriptură, iar părinții spirituale au făcut o pregătire împreună cu acești candidați în vederea lectoratului. Totodată și lectorii și acoliții au avut parte de niște zile de exerciții spirituale pe care le-a ținut părintele Cristi Diac, căruia îi mulțumim pentru că întotdeauna când vine la noi și ține exerciții spirituale, seminariștii sunt însuflețiți de cuvintele sale pline de duh. Așadar, a fost și o pregătire mai îndepărtată, dar și o pregătire proximă în ultimele zile pentru acest moment de sărbătoare. Tocmai pentru ei, ca ei să înțeleagă cât mai bine ceea ce vor primi astăzi, nu-i așa? Da, este important ca acest pas să fie făcut în mod conștient și totodată să aibă cunoștințe adecvate pentru pasul pe care îl fac. Și, de fapt, în ritualul lectoratului și al acolitatului, episcopul le va cere candidaților
să proclame cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu cei care sunt instituiți lectori, iar cei care sunt instituiți acoliți, episcopul le cere acestor candidați să trăiască cu vrednicie viața lor, încât să fie vrednici să slujească la Sfântul Altar. Așadar, aceste slujiri, aceste trepte reprezintă și un angajament pentru a trăi cu vrednicie ceea ce se celebrează la altar. Așadar, nu este doar o treaptă pe care ei o fac înainte, dar și un angajament pe care și-l iau. Mă bucur că ați amintit de acest ritual, pentru că tocmai în acest sens voiam să vă întreb cum se va desfășura Sfânta Liturghie de astăzi, având în vedere că ea va cuprinde și aceste momente. Va fi o Sfântă Liturghie solemnă, ne bucurăm de prezența preasfințitului nostru Iosif. Imediat după Evanghelie, Părintele Rector va striga pe nume pe toți cei care sunt candidați la lectorat și la acolitat, ei vor răspunde prezent și vor face un pas în față. Apoi, după predică, preasfințitul Iosif va da ordinul lectoratului și atunci viitorii lectori se apropie de preasfințitul, după ce au fost binecuvântați împreună ca și grup, vor primi binecuvântarea din partea episcopului și apoi doi câte doi se apropie și preasfințitul le încredințează Biblia și le spune să proclame cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu pentru ca acesta să fie cât mai puternic și activ în inimile oamenilor. Apoi urmează acolitatul, la fel acoliții, vin doi câte doi, se pun în fața episcopului și primesc vasul cu pâine sau cu vin. Și acolo preasfințitul le spune să slujească cu vrednicie Sfântul Altar. Așadar, cam aceasta ar fi, să spunem, celebrarea, accentele puse pe lectorat și pe acolitat și apoi Sfânta Liturghie decurge în mod normal și apoi urmează, bineînțeles, sărbătoarea cu familia. Dar vedeți, accentul pus pe Sfânta Scriptură pentru lectori și accentul pus pe Sfântul Altar pentru acoliți. Și, de fapt, după cum știm cu toții, Biserica cinstește pe Hristos prezent în Biblie, prezent în Cuvântul Său și pe Hristos prezent în Euharistie. Și, de fapt, cele două trepte recunosc tocmai această prezență a lui Iisus. Iisus este prezent în Cuvântul Său și în Euharistie. Lectorii îl vor proclama pe Hristos prin cuvântul lor, iar acoliții îl vor sluji pe Hristos în Sfânta Euharistie. Așa cum avem și la Sfânta Liturghie, nu-i așa? Liturgia Cuvântului și Liturgia Euharistică. Mai este însă un detaliu și v-aș întreba dacă este prezent la toate treptele, și anume chemarea pe nume și acel prezent, și dacă da, ce simte un seminarist, un diacon, atunci când este chemat la treapta diaconatului și apoi la treapta preoției, când spune acel prezent și când se aude chemat pe nume și de ce este chemat la fiecare treaptă? Într-adevăr, la fiecare treaptă este chemat pe nume și se răspunde cu prezent, ad sum, sunt prezent. Cred că dacă dau timpul înapoi aș putea descoperi și în memoria mea, în trăirile mele, aceste momente, pentru că atunci îți dai seama că pentru noi creștinii credința are două dimensiuni. Este o credință comunitară, noi ca și comunitate credem în Dumnezeu și de fapt comunitatea ne ajută să credem mai mult. Dar există momente în viață când trebuie să spui eu cred. Eu fac parte dintr-o comunitate, dar eu personal îmi asum această credință și vreau să slujesc această comunitate. Și cred că aceste momente speciale ne ajută să distingem bine aceste două credințe, o credință comunitară, dar și o credință personală. La fel când se celebrează sacramentele, trăim credința într-o comunitate, dar totodată dăm și contribuția noastră personală și spunem prezent. Mai ales că viitorul preot va avea această misiune, să spună prin viața proprie, prin tot ceea ce face, sunt prezent și sunt în numele lui Hristos acolo. Da, da, da. A fi disponibil, nu? Este important pentru noi ca preoți și pentru ei care vor fi preoți să fie disponibili și să spună prezent la solicitările din partea credincioșilor. Cred că toți credincioșii se bucură când sună la ușa parohială și preotul spune prezent. Sunt aici ca să vă ajut. Și uitați, aceste trepte reprezintă de fapt o pregătire pentru acea disponibilitate din viitor. Părinte Iulian, cum trăiați dumneavoastră în calitate de seminarist aceste sărbători de Sfântul Iosif, poate chiar momentul primirii lectoratului, apoi acolitatului, și cum trăiți acum ca preot, ca însoțitor al acestor seminariști?
cu bucurie și atunci și acum, cu mai multe emoții atunci asumată personal pentru că eram lector acolit, dar acum cu emoție împărtășită cu ei, în sensul că simt emoțiile lor, simt entuziasmul lor și îl transmit nouă tuturor. Apoi, în seminar se vede foarte bine acest lucru. Sărbătoarea unuia este sărbătoarea tuturor. Anii mici pregătesc sala de mese, pregătesc corul pentru cei care sunt în sărbătoare, știind că le vine și lor rândul. Așadar, să spunem, este o emoție care se propagă de la an la an, din generație în generație. Și este un lucru frumos, pentru că dă și sensul, dă simțământul de comunitate. Cum i-a simțit pe protagoniștii din sărbătoarea de anul acesta? Bucuroși pentru faptul că pot să vină familiile, pentru că au fost anii anteriori, au fost anumite dificultăți din cauza situației care a fost în lume și în România, dar anul acesta pot veni familiile și cred că asta le dă și lor un sentiment plăcut de apartenență familială, văzând că mama, tata, cei care au sprijinit până acum vor fi și ei prezenți. Așadar, cred că este o bucurie împărtășită cu familiile lor și asta mă îmbucură și pe mine. Ce le urați, deci, seminariștilor? Un gând pentru cei care vor primi astăzi lectoratul, vor primi acolitatul, dar un gând și pentru ascultătorii noștri, care cu siguranță sunt cinstitori ai Sfântului Iosif. Să învețe de la Sfântul Iosif acest lucru. Să vorbească prin viața lor, prin faptele lor. Sfântul Iosif nu a lăsat niciun cuvânt înregistrat în Sfânta Scriptură. A fost un om mai tăcut, așa, dar a vorbit foarte mult Sfântul Iosif prin viața lui, împlinind voința lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit în visul lui Iosif și a spus: nu te teme să o iei pe Sfânta Picioară Maria la tine. Și deși Sfântul Iosif nu a înțeles la început tot planul lui Dumnezeu, a împlinit voința lui Dumnezeu întru totul. S-a trezit dimineața, a luat-o pe Sfânta Fecioară Maria, apoi s-a trezit dimineața, a luat-o pe Sfânta Fecioară Maria și au fugit în Egipt. Nu a avut o viață ușoară, a fost emigrant în Egipt, dar a împlinit întru totul voința lui Dumnezeu. Și cred că pentru ei, ca viitor preoți, acum seminariști, este esențial să pună pe primul plan voința lui Dumnezeu. Pentru că scopul vieții spirituale este să facem voința lui Dumnezeu. Mulțumim mult pentru aceste gânduri, mulțumim și pentru explicații, tocmai pentru a înțelege mai bine Sfânta Liturghie la care vom lua parte, fie în mod fizic noi aici, fie cei de acasă. Vă dorim sărbătoare binecuvântată și mult spor în toată activitatea de formare. Vă mulțumesc, o sărbătoare frumoasă tuturor și la mulți ani celor care poartă acest frumos nume. Mulțumesc! Mulțumim, a fost alături de noi părintele Iulian Gabriel Robu, profesor și formator aici la Seminarul Mare din Iași. Noi vă mai propunem un fragment muzical și revenim cu ediția noastră specială. Rămâneți cu noi! La mulți ani din toată inima urez postului de radio RCIS FM. Îmbrățișări calde de la Chișinău. Cu drag, Ion Paradi. Mereu împreună cu tine, RCIS FM se pregătește să sărbătorească un an de activitate. Cât de repede zboară timpul și pe online. Mi-aduc aminte de începuturile timizi, de tatonare, de organizare, de calibrare emisiunilor propuse ascultătorilor, de către un grup entuziast, curajos și generos de realizator, ce pot fi definiți pe bună dreptate slujitori credincioși ai cuvântului. A fost un an de exercițiu, de ucenicie, an în care au crescut și realizatorii și ascultătorii, dar și raza de emisie a radioului RCIS FM. La primul aniversar vă doresc tuturor, celor care vă vedeți și auziți la RCIS FM, dar și celor care nu vă vedeți și nu vă auziți, dar care aveți un rol esențial în transmiterea emisiunilor, să vă bucurați de ceea ce faceți în slujba credinței și a credincioșilor de pretutindeni. Domnul să vă întărească și să vă lumineze în realizarea cât mai multor emisiuni și să mulțească la infinit cuvântul vostru. Vivat, crescat, floriat, RCIS FM! Vă dorește un alt slujitor umil al cuvântului, preot Ștefan Lucu. Valeria Gherghel, sunt din Gherăiești, Verpâneam, dar momentan în Anglia. Am avut în data de 14 februarie o intervenție chirurgicală. Și aud, tot a fost cu bine, dar pentru recuperare este un balsam, postul de radio, de dimineață până seara,
balsamul pentru suflet, recuperarea mea. Și pentru recuperarea dumneavoastră. Da, pentru suflet nu vă spun cât mi-a fost de frică de această operație când mă pot disurca cu limba, dar nu vă spun, am plâns de bucurie pentru că tot a fost în favoarea mea. O lucra mâna lui Dumnezeu chiar aproape de mine. Și mulțumesc din suflet acestui post de radio. Este foarte binevenit pentru noi. Ne unim în rugăciune, ne aștept cu nerăbdare de dimineață până seara, mai ales acum timpul recuperării. Și trebuie neapărat, am contribuit că la sfințirea casă, trebuie să fie din nou o contribuire mai puternică, ca să putem susține postul de radio. Și mulțumesc din toată inima echipei și toate cele bune. Părinte, să ne unim mai mult în rugăciune acum când nu este nevoie. Chiar eu în timpul când se dă, ascult toată ziua. Cine zice că ești mic? Căci un an ai împlinit, iar eu îți doresc fierbinte să mergi mulți ani înainte. Ce înseamnă un ar de timp de doar un anișor în lunga istorie bisericească? Nu e mult dacă măsurăm timpul în milenii, secoli, decenii și ani. Dar am constatat că la radio timpul se măsoară în secunde, așa cum a trebuit să mă calibrez și eu la emisiunile de istorie bisericească. Și ce să constat acum? Am vorbit aproape 200.000 de secunde. Când am avut atât de mult timp? Dar timpul de emisie a radioului nostru de suflet a depășit 31.500.000 de secunde. Felicitări și mulțumiri celor care s-au dedicat acestui proiect. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care trudesc, dar și pe cei care ascultă glasul catolicilor din dieceza de Iași. V-am mai răpit câteva secunde, preotul Alois Moraru. La cât mai multe miliarde de secunde de emisie, la mulți și binecuvântați ani, Radio RCIS FM. La mulți ani, RCIS FM. Ora 10, acum 10 și 1 minut. Continuăm ediția noastră specială în direct de la Seminarul Mare din Iași. Ne pregătim pentru sărbătoarea dedicată hramului acestui institut, Institutul Sfântului Iosif, dar noi marcăm și un an de când s-a lansat Radio RCIS FM, așadar vă salutăm, dragi ascultători și dragi telespectatori de la Angelus TV. Continuăm ediția noastră specială împreună cu un alt invitat. Mă bucur să-l salut alături de noi pe părintele Fabian Doboș, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântului Iosif din Iași, dar și realizator al emisiunii Învățătura Creștină și Dialoguri de Suflet la RCIS FM. Bună dimineața, lăudați să fie Iisus! Veci vecii, amin! Iată că ne aflăm la dumneavoastră acasă de această dată, dar cumva casă împărțită tot cu Radio RCIS FM, pentru că suntem în studioul de aici, de la seminar. Așa este, în numele conducerii seminarului vă spun bun venit dumneavoastră, celor care lucrați la RCIS FM. Bun venit în seminar și în special bun venit în acest studio pe care, iată, l-ați amenajat atât de frumos și pe care în câteva minute, dacă am înțeles bine, preasfințitul nostru Iosif Poleț îl va sfinți. Ideea este binevenită pentru că din seminar suntem mai mulți preoți profesori care participăm la diferite emisiuni acolo în studiourile dumneavoastră de la catedrală, dar pentru a nu pierde timpul cu traficul, mașini, știu, inclusiv punctualitate și alte lucruri de felul acesta, iată, s-a avut frumoasa idee să se înființeze acest studio în incinta seminarului și pentru faptul că deseori și seminariștii mai participă la emisiune. Așadar, este o zi frumoasă, importantă pentru seminar, pentru RCIS, aș spune, pentru dieceza de Iași și pentru faptul că este Sfântul Iosif și Preasfințitul se numește Iosif. Așadar, la mulți ani și de la seminar pentru Preasfințitul.
Da, avem multe momente de sărbătoare. Poate în acest moment nu le trăim fiind foarte multe, atât de intens, dar peste an cineva scrie istorie. Probabil va nota și aceste aspecte, mai ales în ceea ce privește diferiții pași care s-au făcut chiar și din punctul de vedere al radioului pentru Dieceza de Iași. Cu siguranță. Și ne bucurăm că facem parte din această istorie. Revenind la sărbătoarea Sfântului Iosif și revenind la seminar, de ce o sărbătoare a Sfântului Iosif pentru Seminarul Mare din Iași? De toate, seminarul, atunci când a fost fondat, în 1886, pe 29 septembrie, a fost dedicat Sfântului Iosif. Suntem așadar la sfârșit de secol al XIX-lea și nu trebuie uitat faptul că în 1870 Papa Pius al IX-lea a înființat, a instituit, mai bine spus, această solemnitate Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale. Așadar, am putea spune, în perioada respectivă era o modă ca institutele, congregațiile să ia numele de Sfântul Iosif. De altfel, noi aici, în teritoriul Moldovei, avem și provincia franciscană, închinată tot Sfântul Iosif, soțul Preasfintei Fecioare Maria. Primul episcop de Iași s-a numit tot Iosif, actualul episcop se numește tot Iosif. Sfântul Iosif este așadar nu doar tatăl purtător de grijă al lui Iisus, ci este și tatăl purtător de grijă al Bisericii Universale, al fiecărui credincios în parte. Și tocmai de aceea este important și faptul că acești tineri, care astăzi, iată, vor primi în capela seminarului ordinele electoratului și acolitatului, să rămână în seminar sub privirea Sfântului Iosif, patronul seminarului. Cu alte cuvinte, de ce se primesc aceste trepte în seminar și nu, să spunem, într-o altă parohie sau într-o altă locație? Sunt diferite motive, dar principalul motiv este o mai mare legătură, înrădăcinare a acestor tineri în viața și în istoria seminarului, pentru a nu uita niciodată de unde au plecat atunci când ei vor fi preoți și vor merge în toată lumea să predice Evanghelia, să rămână totuși cu această rădăcină înfiptă în viața seminarului și în formarea pe care ei au primit-o aici. De altfel, într-adevăr, în multe alte locuri, aceste ordine se primesc în diferite parohii. De exemplu, eu eram în Cetatea Eternă, la Roma, când am primit aceste ordine, dar și acolo, tot în seminar. Și tare rău mi-a părut, în 1998, când se pregătea întreaga biserică pentru celebrarea Marelui Jubileu din anul 2000, pentru că acea biserică frumoasă, San Giovanni in Laterano, care este Catedrala Papei, era în renovare. Noi a trebuit atunci, tinerii din 98 care am primit diaconatul la Roma, să mergem într-o parohie adevărat, cea mai mare parohie din Roma era San Giovanni Bosco, undeva pe Via Casilina, și iată, au trecut atâția ani de atunci, dar la modul cel mai serios îmi pare rău că nu am primit sacramentul deja al preoției în treapta diaconatului, fie în seminar, dar mai ales în catedrală. Ar fi trebuit, dar cum spuneam, era în renovare. Și tocmai de aceea, iată, și la noi în dieceză, odată cu diaconatul, deja tinerii merg la catedrală, pentru că deja sunt încardinați în dieceza de Iași, cei care sunt pentru Iași, bineînțeles. Iată așadar, există, dacă vreți, o strategie de a-i lega atât de mult pe acești tineri de seminar și de formarea din seminar, dar pe de altă parte, în momentul în care intră efectiv în pastorație și se încardinează în cadrul unei dieceze, încet, încet, noi, profesorii, formatorii, în sfârșit, cei care sunt în seminar, le dăm drumul să zboare cu propriile puteri, să-și întindă aripele pentru a merge în toată lumea să predice Evanghelia. Rămâne așadar legătura cu seminarul, rămâne și legătura cu sărbătoarea, solemnitatea Sfântului Iosif. Bănuiesc că nu întâmplător a fost aleasă această solemnitate pentru primirea celor două trepte. Bineînțeles că este importantă această zi, pentru că în ziua hramului trebuie să se petreacă cele mai frumoase evenimente și, cum spuneam și mai înainte, Sfântul Iosif este protectorul Bisericii Universale, dar ocrotitorul fiecăruia dintre noi, în special al preoților, pentru că preoții trebuie să aibă grijă de Iisus. Iar Sfântul Iosif a avut grijă ca și tată purtător de grijă, deci, așa cum este și denumirea, a avut grijă de Iisus. Este mai mult decât un model pentru fiecare preot în parte. Și pentru fiecare seminarist care se pregătește apoi să fie, evident, să fie preot, ce ne învață Sfântul Iosif și care sunt, ne învață multe, dar câteva puncte pe care le putem sublinia, ținând cont și de viața de seminarist și apoi viața de preot. Primul lucru pe care trebuie să-l învățăm de la Sfântul Iosif este tăcerea.
Adică să-L predicăm pe Iisus mai mult prin exemplul vieții noastre de credință și mai apoi prin cuvinte. Asta nu înseamnă că preoții, de exemplu, sau diaconii trebuie să se dea înapoi, să nu mai predice, știu eu, la Sfânta Liturghie Duminicală și așa mai departe, dar mai importantă este tăcerea însoțită de munca efectivă și de rugăciune, bineînțeles, decât polologia sau vorbele multe. De altfel și Iisus în Evanghelie deseori învață pe apostol: voi când vă rugați, nu spuneți multe cuvinte, pentru că nu contează numărul de cuvinte pe care îl spune cineva când se roagă, ci atitudinea de abandonare în brațele lui Dumnezeu. Așadar, înainte de toate, tăcerea și, în al doilea rând, o altă învățătură foarte importantă din viața Sfântului Iosif este munca. Munca însoțită non-stop de rugăciune. Cele două lucruri merg împreună, dacă vreți, ca două vâsle ale unei bărci. Nu degeaba spun călugării benedictini, ora et labora, roagă-te și muncește, pentru că în momentul în care cineva neglijează rugăciunea și doar muncește, atunci riscă să se învârte, dacă vâslește cu o singură vâslă, nu? Și invers, dacă cineva numai și numai se roagă, uitând să muncească, o să creadă că totul vine din cer și ajunge să stai cu mâinile, uite așa, întinse și să-ți dea Dumnezeu pâine și sare ca să poți trăi pe acest pământ. Deci, acest echilibru între muncă și rugăciune este un lucru esențial pe care Sfântul Iosif astfel prea să nu înveți. Muncă pe care viitorii preoți o vor desfășura în diferite moduri, poate chiar și la un post de radio, și în acest sens aș încheia tot de unde am pornit, de la această legătură dintre radioul diecezei și seminarul mare și cumva chiar și formarea care încă din seminar, cred, pe această linie a comunicării este bine să existe, pentru că riscul este într-adevăr să știm să comunicăm între noi, să ne simțim bine între noi, dacă e să ne referim la seminar, dar lumea de afară să pară alta atunci când intrăm în ea, poate cu un alt limbaj, cu altă tehnologie și așa mai departe. Cum vedeți acest aspect? Înainte de toate, inaugurarea acestui studio reprezintă pentru mine, dar cred pentru fiecare seminarist și preot din seminar, un moment și un fel de a păstra legătura cu exteriorul. Pentru că lumea crede că aici cine știe ce fel de formare se oferă, cine știe ce fel de viață se duce, ei bine, noi nu suntem separați de lume. Nu suntem din lume, este adevărat ce spune și Iisus în Evanghelie, dar noi trebuie să mergem înainte, să progresăm odată cu lumea, pentru că există un gânditor în secolul al XIX-lea, un progresist dintre ăsta, care la un moment dat spune unui cardinal care era mai conservator, zice: dragul meu, noi trebuie să mergem pas în pas cu lumea, pentru că dacă nu, omenirea va merge înainte, va merge fără biserică, ba chiar împotriva bisericii. Și iată, deci, este un punct important acesta de a ține legătura cu lumea din afară și studioul acesta, microfoanele pe care dumneavoastră le-ați adus aici, iată, ne ajută foarte mult să menținem această legătură cu cei din afara seminarului. Să menținem această legătură și să ne pregătim până la urmă, absolut, să știm ce cuvinte trebuie să folosim, cum să folosim acele cuvinte și așa mai departe. Mă gândesc că așa cum se pregătesc să rostească o predică, există acest curs, nu? Da. Să știe sau să se pregătească, să știe cum să vorbească cu tinerii, cum să vorbească cu adulții, folosindu-ne și aceste mijloace. Normal, mai ales în societatea noastră de astăzi, care se bazează atât de mult pe microfoane, pe internet și așa mai departe, este foarte important acest lucru. Un gând final, deci, la acest aniversar, în zi de sărbătoare, pentru seminariști, pentru profesori, dar și pentru cei de acasă. Gândul final este sinteza a ceea ce am spus până acum despre Sfântul Iosif, despre învățăturile pe care trebuie să le luăm de la Sfântul Iosif. E un imperativ și anume: taci, roagă-te și muncește. Mulțumim mult, vă dorim sărbătoare frumoasă în continuare, Părinte Fabian, și încă o dată mulțumim pentru toată implicarea în radioul nostru. Sărbătoare frumoasă și dumneavoastră. A fost alături de noi Părintele Fabian Doboș, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași. Noi vă mai propunem un fragment muzical și revenim cu ediția specială. Salut, sunt Paula Seling și vreau să urez radioului RCS FM la mulți ani la împlinirea unui an de zile. La mulți ani tuturor ascultătorilor, tuturor colaboratorilor și să aveți parte de cât mai multe împliniri. La mulți ani! La mulți ani, RCS FM, să rămâneți conectați cu izvorul începutului, cu bucuria acestui an,
cu emoția primelor emisiuni, pentru ca să creșteți mereu în fericirea de a dărui altora vestea cea bună. La mulți ani ascultătorilor RCS FM, cu toții întinerim împreună cu acest post de radio și ne menținem în legătură cu sufletul bisericii, cu inima plină de bucurie a tuturor acelora care cred în Iisus Hristos. Sunt preotul Daniel Iacobuț și vă însoțesc cu bucurie cu aceste urări și cu ruga mea. La mulți ani! Mă numesc Maria de la Bacău și urez la mulți ani RCS FM pentru toate emisiunile frumoase și pentru că ne faceți zilele mai frumoase. Lăudați să fie Iisus Hristos, dragi prieteni ai radioului RCS FM. La aniversarea unui an de la deschiderea radioului diecezei noastre, vă salut pe toți cei care îi ascultați emisiunile. Pentru mine este o mare bucurie să ascult acest post de radio, deoarece transmite valorile fundamentale ale persoanei umane, valori pe care ni le propune Biserica noastră catolică. Doresc să mulțumesc episcopilor noștri, părintelui Adrian Blăjuță și tuturor colaboratorilor Sfinției sale pentru implicarea de a duce în casele și în inimile tuturor oamenilor de bunăvoință un mesaj de speranță și de bucurie. Urarea mea la acest aniversar este ca Duhul Sfânt să lumineze pe toți comunicatorii postului Radio RCS FM, să continue acest parcurs comun în interesul binelui comun. Eugenia Dămătăr. La mulți ani RCS FM. Iubiți frați, dragi ascultători ai postului de radio RCS FM și dragi telespectatori ai postului de televiziune catolic Angelus TV. Trăim acum un moment important din viața seminarului nostru, astăzi când îl sărbătorim pe Sfântul Iosif. Binecuvântăm acest studio care a fost înființat aici, în seminarul, în clădirea seminarului din Iași, și ne bucurăm pentru acest lucru, cerând mijlocirea Sfântului Iosif, pentru că așa cum prin mijlocirea lui am început și am inaugurat postul de radio RCS FM, la fel vrem să, în cinstea lui și cerându-i mijlocirea, să binecuvântăm acest studio, care va fi un punct de unde vor pleca multe gânduri frumoase, emisiuni plăcute pentru toți ascultătorii postului de radio RCS FM și a postului de televiziune Angelus TV. Dumnezeu care ne l-a trimis pe Fiul Său, vestitorul mântuirii, și a revărsat necontenit Duhul adevărului în inimile noastre, să fie cu voi toți. Amin.
Dumnezeu, a cărui înțelepciune este nesfârșită și a cărui comoară de bunătate este nesecată, luminează neîncetat mințile oamenilor ca ei să deschidă noi căi prin care să-și poată comunica mai ușor știri de orice fel. Dacă sunt folosite cum se cuvine, aceste descoperiri ale tehnicii oferă un sprijin puternic neamului omenesc, fiindcă ele contribuie mult, nu numai la a da un ajutor potrivit la nevoie, ci și în anumite situații, la răspândirea și întărirea împărăției lui Dumnezeu. Să ascultăm, fraților, cuvintele Evangheliei după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus în viață a arătat celor 11 ucenici pe când stăteau la masă și le-a spus: mergeți în lumea întreagă, predicați Evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credința va fi osândit. Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred. În numele meu vor alunga demoni, vor vorbi limbi noi, chiar dacă vor bea o travă nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca. Domnul Iisus, după ce le-a vorbit, s-a înălțat la cer și șade de dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat să predice pretutindeni. Domnul Iisus lucra în ei și le întărea cuvântul prin semnele care urmau. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia. Am auzit în acest fragment evanghelic pe care l-a citit părintele director al postului de radio Ercis FM, părintele Adrian Blăjuță. Dacă pe vremea lui Iisus nu erau aceste mijloace moderne, mijloacele de astăzi de comunicare, de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu, și apostolii trebuiau să meargă, să aibă voce bună, puternică, și să meargă în cât mai multe locuri pentru a-L face cunoscut pe Iisus și învățătura Lui, astăzi dintr-o cămăruță, cum vedem aici, sau din studioul postului de televiziune de la București și din atâtea alte locuri, poate ajunge cuvântul lui Dumnezeu în lumea întreagă. Toți doritorii și pot urmări aceste transmisiuni, între care și cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm astăzi Sfântului Iosif, prin mijlocirea lui, să binecuvânteze munca tuturor celor care formează colectivul de aici, de redacție, pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu și învățătura lui și pentru a transmite și multe alte emisiuni. Așa cum știm, grila este foarte bogată și diversificată. Rostim acum rugăciunea prin care implorăm ajutorul Domnului pentru ca El să facă rodnică munca noastră din acest studio. Folosirea cu ușurință și corectă a mijloacelor de comunicare între oameni contribuie foarte mult la progresul familiei umane. De asemenea, acest lucru se potrivește cu planul lui Dumnezeu, care vrea ca oamenii să fie uniți în adevăr și libertate. Să preamărim așadar faptele minunate ale Domnului, spunând într-un glas: cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne! Cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, înțelepciunea Ta veșnică, Tu care luminezi mințile oamenilor și duci la îndeplinire cu binecuvântarea Ta planurile lor. Cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care ne atragi zi de zi să descoperim cele nevăzute prin cele văzute. Cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care dezvălui fără încetare celor ce Te caută tainele atotputerniciei Tale. Cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care îndemni pe oameni, ca pătrunzând tainele firii, să Te descopere și să Te laude cu toții pe Tine, Creatorul ei. Cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care ai voit ca fiii Tăi risipiți din cauza păcatului să fie adunați în Hristos ca să formeze o singură familie. Cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne!
binecuvântat ești, Doamne, care vrei ca Evanghelia să fie vestită tuturor neamurilor, ca ele să te cunoască pe tine, adevăratul Dumnezeu, și pe acela pe care l-ai trimis, pe Iisus Hristos, Fiul tău, Domnul nostru. Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Ne rugăm împreună așa cum ne-a învățat Domnul, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Apa sfințită cu care am binecuvântat și am stropit acest studio din Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, să ne amintească tuturor de botezul pe care l-am primit și de Iisus care ne-a răscumpărat prin pătimirea, moartea și învierea sa. Să ne rugăm. Te binecuvântăm cu umilință, Doamne, Dumnezeule atotputernic, Tu care îi luminezi și îi îndemni pe oameni, ca pătrunzând tainele luminii, lumii zidite de Tine, să împlinească în mod minunat lucrarea Ta. Privește cu bunăvoință, Doamne, spre slujitorii Tăi care se vor folosi de aceste mijloace, dobândite cu iscusință prin munca lor îndelungată. Fă ca ei să răspândească adevărul, să hrănească iubirea, să apere dreptatea, să împartă bucuria, să păstreze și să întărească între toți pacea, pacea pe care ne-a adus-o din ceruri Domnul Iisus Hristos, care împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Amin. Dumnezeu, Creatorul a toate, care săvârșește necontenit fapte minunate să ne lumineze mințile, ca să-L cunoaștem mai bine și să lucrăm cu stăruință la sporirea adevărului și a păcii. Amin. Și pe voi toți care sunteți de față și ne urmăriți în transmisie directă, să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu!
fără credință, veghează neîncetat, îndreaptă către ceruri al nostru Sfânt Hristos. Acest moment special de binecuvântare a studioului RCSFM de la Seminarul Mare din Iași, de la Institutul Teologic Sfântul Iosif. Ne bucurăm pentru acest moment și ne dorim ca din acest studio să se realizeze cât mai multe momente de rugăciune, dar și emisiuni formative pentru binele ascultătorilor noștri. Continuăm ediția noastră specială împreună cu un invitat special, căruia în primul rând îmi doresc să-i spun la mulți ani. Este vorba de preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei noastre de Iași, dar și cel care de fiecare dată ne însoțește și ne încurajează în drumul nostru. La mulți ani și sărbătoare frumoasă, preasfințite! Mulțumesc frumos pentru urare și vă doresc tuturor o sărbătoare frumoasă, pentru că Sfântul Iosif este patronul întregii biserici. Patronul întregii biserici, patronul seminarului în care ne aflăm, al radioului care împlinește astăzi un an. Așadar, avem o mare sărbătoare astăzi, solemnitatea Sfântului Iosif. Ce semnificații putem extrage? Deși suntem în timpul postului mare, când atmosfera din punct de vedere spiritual este un pic mai sumbră, datorită specificului acestui timp, iată, biserica în fiecare an, pe 19 martie, e vorba de biserica noastră latină în primul rând, ne scoate puțin din această atmosferă cumva sumbră a postului și ne invită să trăim bucuria sărbătorii patronului bisericii, care este Sfântul Iosif. În fiecare an așteptăm cu bucurie această sărbătoare, care pentru noi are o semnificație deosebită, pentru că Sfântul Iosif este patronul seminarului, mă refer la, fiind în studioul de la seminar, noul studion pe care astăzi l-am binecuvântat. Sfântul Iosif este patronul seminarului chiar de la început, este patronul seminarului mic de la Bacău, este patronul provinciei franciscane, să nu uităm acest lucru, este patronul catedralei din București. Cu această ocazie îi salutăm pe toți cei de la catedrală, în frunte cu înalt preasfințitul Aurel Percă și toți cei care slujesc la catedrală și fac parte din Arhiepiscopia Romano-Catolică de București. De asemenea, este patronul atâtor bărbați și femei care poartă numele Iosif sau derivate de la acest nume. Și putem merge cu multe alte exemplificări, foarte multe instituții, biserici sunt dedicate Sfântului Iosif. Sfântul Iosif este pentru noi un model de împlinire a voinței lui Dumnezeu, un model de credință pe care suntem chemați să-l imităm. Deși a fost soțul Sfintei Fecioare Maria, soțul feciorelnic, a fost tatăl purtător de grijă a lui Isus, așadar face parte din familia sfântă, este totuși un exemplu și pentru seminarii și viitorii preoți. Da, chiar de la început, înființarea episcopiei 1884, primul episcop de Iași, Nicolae Iosif Camilii, a voit ca să pună întreg seminarul sub patronajul Sfântului Iosif, ca să-l ocrotească de toate relele, de toți dușmanii și mai ales urmând exemplul Sfântului Iosif, cei care se pregătesc să devină într-o zi preoți, să urmeze exemplul acestui om minunat, despre care într-adevăr Biblia nu spune mai nimic, niciun cuvânt nu dă din viața Sfântului Iosif.
A fost însă un om care a împlinit în tăcere și cu mult devotament misiunea lui. Acum să nu creadă careva, nu știu ce ați mai dori să spun cu această ocazie, la acest interviu, dar fiind patronul, adică nu patronul, sărbătoarea când a fost inaugurat acest post de radio, poate e curios pentru mulți că Sfântul Iosif nu a vorbit, Biblia nu îl prezintă vorbind, iar aici trebuie să vorbiți foarte mult la postul de radio. Dar să nu credeți că Sfântul Iosif a fost mut. Faptul că nu este prezentat de evangheliști sau nu ne dau evangheliștii niciun cuvânt rostit de Iosif. Cu siguranță că a rostit foarte multe cuvinte, dar a preferat să stea în umbră și să-și împlinească cu devotament, cu dăruire, misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Că siguranță nu s-a uitat numai la Sfânta Fecioară Maria și la Iisus și numai dădea din cap și toate se îndeplineau. Cu siguranță a vorbit și nu ne-l putem închipui vorbind decât frumos. Și cu Maica Domnului, care a fost soția feciorelnică, și cu Iisus Hristos, mai ales cu Iisus Hristos, pe care el l-a crescut, l-a educat, împlinindu-și misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o de tată, purtător de grijă al Fiului lui Dumnezeu. Într-adevăr, poate se pot întreba mulți cum de ne-am gândit să luăm ca patron pe Sfântul Iosif pentru un post de radio, Sfântul Iosif care este un om al tăcerii, dar sunt multe virtuți de ale Sfântului Iosif care ne învață cum să comunicăm bine. Care ar fi acestea? Sunt foarte multe virtuți pentru cei care îl cinstesc cu adevărat pe Sfântul Iosif și recită litania Sfântului Iosif. Acolo găsesc o mulțime de invocații, una mai frumoasă decât alta, prin care Sfântul Iosif ne este propus ca model de ascultare, de curăție, de muncă, de aceea este și patronul muncitorilor și avem o sărbătoare aparte, separată, de la 1 mai, ca patron al muncitorilor. Este un model de credință pentru fiecare dintre noi și încă o mulțime. Cine citește litania Sfântului Iosif acolo și o recită ca rugăciune, cu siguranță, acolo găsește modelul demn de urmat în slujirea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și noi, în calitate de comunicatori, avem ce să învățăm de la Sfântul Iosif, chiar dacă a fost un om al tăcerii. Aveți de învățat și încă foarte mult să vă îndepliniți cu devotament misiunea, sigur, nu în umbră, pentru că asta e misiunea, trebuie să apăreți și să fiți auziți, dar Sfântul Iosif vă poate ajuta să fiți împlinitori, fideli ai voinței lui Dumnezeu în această slujire pe care o desfășurați în biserică, la postul de radio RCS FM. Este cu adevărat o slujire și ne-am asumat acest lucru încă din ultimul an sau de acum un an, atunci când a fost lansat pentru prima dată postul nostru de radio. Ce a însemnat pentru Dieceza de Iași acest an cu RCS FM? Pe lângă faptul că v-am tot chemat la toate evenimentele sau ori de câte ori era ceva de spus la microfoanele noastre, cum ați simțit acest an cu radio RCS FM, preasfințite? Da, eu am fost chemat într-adevăr de mai multe ori și am venit de fiecare dată cu bucurie pentru a susține o emisiune sau alta sau pentru a răspunde la un interviu. Postul de radio RCS FM, pus sub patronajul, am putea spune, a Sfântului Iosif sau inaugurat în sărbătoarea Sfântului Iosif, a fost și este de foarte mare ajutor, folos pentru atât pentru credincioșii noștri catolici, ei sunt vizați în primul rând, dar și pentru toți ascultătorii acestui post de radio de oriunde ar fi ei. Pentru că la acest post de radio, ceea ce mă bucur și vă felicit, am văzut emisiuni foarte diversificate, cu subiecte sau hrană pentru fiecare, și muzică, și programe culturale, și rugăciuni, Sfânta Liturghie în special, pe care o așteaptă și o urmăresc foarte mulți credincioși. Eu mă bucur pentru acest lucru, a însemnat și înseamnă foarte mult și vă doresc mai departe să vă împliniți cu același devotament și încă un devotament crescând misiunea pe care o aveți aici, ca lumea să aibă posibilitatea să se hrănească și spiritual.
Și apoi cred că este și un mijloc prin care, în calitate de păstor al diecezei, reușiți să ajungeți la mai multe suflete. Mă gândesc că dacă e să facem așa un salt în istorie, în urmă cu 30 de ani, poate revista Lumina Creștinului era cea prin care ajungea cuvântul episcopului mai aproape în fiecare casă și așa mai departe. Acum, prin intermediul radioului, este mult mai ușor și este mult mai aproape de fiecare suflet. Simțiți această legătură cu dieceza? Mă gândesc atât cu cei de aici, mă gândesc și la cei plecați în străinătate, dar care țin la dieceza din care au plecat? Da, nu subestimăm cuvântul scris, dimpotrivă, mai îndemn mai departe. Părintele Adrian Blăjuță se ocupă și de acest lucru. Nu subestimăm cuvântul scris în reviste, în alte publicații pe care le avem în dieceza noastră. Dar radioul are un rol cu totul deosebit și tocmai de aceea v-am spus să puneți tot sufletul în continuare pentru a-L face cunoscut pe Hristos, învățătura Lui înainte de toate și în lumina Evangheliei sale să vă desfășurați și celelalte programe pe care le aveți în grila pe care am văzut-o și foarte încărcată. Uneori auzeam că nu se mai găsesc locușoare așa pentru care ar vrea să intervină, să mai facă, să mai spună ceva. Dacă la început unii poate erau așa pesimiști sau descurajați, cu ce o să umplem noi atâta spațiu de emisie, acum mi-i dat să aud și mă bucur foarte mult că nu mai știți unde să plasați dorința uneia sau altuia care vrea să facă și el o emisiune. În acest sens, care este încurajarea pentru acești preoți și pentru realizatorii noștri care, cei drept, depun mult efort și mult timp în pregătirea emisiunilor și cu această ocazie le mulțumim pentru tot ceea ce fac, nu neapărat pentru noi, cât mai ales pentru cei de acasă. De ce e important ca preoții să răspundă la inițiativele noastre sau să dea până la urmă din ceea ce ei au primit mai departe prin realizarea acestor emisiuni? Da, este foarte important și încurajez și eu, Dumnezeu să le dea sănătate, vouă în primul rând, care sunteți zi de zi aici, dar și celor pe care îi e solicitat la o emisiune sau alta, să facă acest lucru cu toată dăruirea, să le dea Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu vouă și celor care vor participa la emisiuni, să vă dea sănătate, inspirație, lumină, lumina Duhului Sfânt, ca tot ceea ce faceți aici să fiți conștienți că nu este doar pentru voi sau pentru un grup restrâns și pentru o mulțime care este din ce în ce mai mare, cei care ascultă și urmăresc acest post de radio. Un gând acum la final și pentru cei care ne ascultă, pentru cei care poate de un an de zile sunt cu Radio RCSFM sau așa cum ascultam într-o emisiune de ieri, chiar ieri a sunat o ascultătoare care a descoperit abia ieri radioul nostru și a spus că de acum nu se va despărți de el, pentru cei, spuneam, de aici, din țară, dar și pentru cei din străinătate. Da, dragi ascultători ai postului de radio RCSFM, eu vă felicit pentru că alegeți să ascultați unii chiar zi de zi, să ascultați acest post de radio care cu siguranță vă îmbogățește, sufletește în primul rând și nu numai. Vă felicit pentru alegerea pe care o faceți și vă încurajez să continuați să urmăriți acest post de radio pentru că prin el în urechile, în inimile, în viața dumneavoastră intră de fapt Dumnezeu cu învățătura Lui, cu lumina și harul Său. Vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă, să ascultați cu folos de fiecare dată acest post de radio și cu binecuvântarea lui Dumnezeu să mergem înainte. Mulțumim mult, încă o dată sărbătoare frumoasă și la mulți ani, preasfințite! Mulțumesc din suflet, mulți ani tuturor celor care poartă numele de Iosif și derivate de la acest nume. Sărbătoare frumoasă tuturor! Mulțumim, a fost alături de noi preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași. Rămâneți cu noi, mai avem invitat și vă reamintesc, Sfânta Liturghie va începe la ora 11 în capela Institutului Teologic Sfântul Iosif de aici, din Iași. Sunt Dana Dăncilă și astăzi urez la mulți ani prietenilor mei de la Radio Ercis. La mulți ani, dragii mei, vă îmbrățișez cu inima!
E sărbătoare pentru Dieceza de Iași, un an cu Radio RCIS FM. La mulți ani, RCIS FM! Sunt Părintele Iacob Stolnicu și săptămânal vă însoțesc prin rubrica de spiritualitate. Se spune că cel mai lung drum este de la ureche la inimă, însă, prin RCIS FM, cuvântul transmis găsește inima și urechea deschisă. Îi aduc mulțumire lui Dumnezeu la zi aniversară prin patronajul Sfântului Iosif și darul ce-l avem în dieceză, biserică și lume. Felicit totodată munca echipei RCIS FM. Felicit pe toți ascultătorii postului de radio RCIS FM și vă doresc tuturor ca undele radioului să vibreze și să armonizeze inimile realizatorilor și ale tuturor ascultătorilor. La mulți ani! Lăudat să fie Iisus și Maria! Sunt Părintele Fabian Doboș și cu ocazia împlinirii unui an de activitate pentru RCIS FM spun cu toată inima și cu toată ființa mea la mulți ani radioului RCIS FM, radioului diocezan al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, la mulți ani tuturor colaboratorilor, realizatorilor, dar mai ales ascultătorilor. La mulți ani tuturor! Lăudat să fie Iisus și Maria! RCIS FM, vă mulțumim că existați! Țineți-o tot așa! Sunt Daniel din Sagna. Lăudat să fie Iisus! Numele meu este Ciprian și aș dori să vă urez la mulți ani și să rămâneți mereu alături de noi. Vă mulțumim pentru toate programele frumoase pe care le aveți și vă urăm mult succes în continuare. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Legile împlinirii frumoasei vârste de un an a Radio RCIS FM, tocmai în sărbătoarea Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale, transmit acestuia urări de bine să ajungă 100, dacă nu 1000 de ani. Sunt Părintele Damian Gheorghe Pătrașcu. Lăudat să fie Iisus și Maria! La mulți ani, RCIS FM! Am revenit în direct, dragi ascultători RCIS FM. Suntem la seminarul Mare din Iași, ne pregătim de Sfânta Liturghie prilejuită de hramul Institutului Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, dar continuăm înainte de această Sfântă Liturghie, ediția specială, cu o ultimă parte. Tot am vorbit despre treptele acolitatului și lectoratului pe care le vor primi seminariștii din anul 4 și anul 5. Așadar, am găsit de cuvință să-i avem alături de noi chiar și pe doi reprezentanți ai acestor ani pentru a vedea cum simt și cum se pregătesc pentru această sărbătoare. Îl salut întâi pe Laurențiu Daniel Timaru din anul 4, care se pregătește să primească lectoratul. Bun venit! Bine v-am găsit! Și pe Ciprian Fechetă din anul 5, care se pregătește să primească acolitatul. Bun venit! Bine ați venit la noi! Mulțumim pentru găzduire. Cum v-ați pregătit pentru acest moment și ce reprezintă ziua de astăzi? Personal am luat ca punct de pregătire principală zilele de reculegere de săptămâna trecută pe care ni l-a ținut Părintele Cristian Diac, ca o pregătire atât pentru hram, cât mai ales pentru pregătirea lectorat pe care o să-l primesc în câteva momente. Apoi prin rugăciune personală și mai ales prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că nu lectorul este un proclamator al Cuvântului lui Dumnezeu. Ciprian, tu ai trecut de această treaptă, te pregătești pentru acolitate, în ce a constat pregătirea? A fost o pregătire imediată, dar și una îndepărtată. Am mai împărtășit până acum, am mai oferit Sfânta Împărtășanie altora și
mă bucur că acum o să o pot face în mod oficial, pentru că atunci când distribui trupul lui Hristos, simt că asta o să trebuiască să fac. Și mă bucur. Abia aștept. Bucurie, așadar, ați amintit și de aceste exerciții spirituale, de această pregătire, care de obicei însoțește fiecare treaptă la care seminariștii vor păși. Cum au fost aceste zile, Ciprian? Pline. Și ne-au făcut să ne gândim puțin la ceea ce urmează să primim. O mică slujire, să ne obișnuim cu altarul, cu a fi în presbiteriul, pentru că, ne spunea un preot recent la o predică, nu putem privi la soare dacă nu ne-am obișnuit mai întâi cu lumina. N-am putea să pășim în Sfânta Preoții dacă nu ne obișnuim mai întâi cu Cuvântul lui Dumnezeu în lectorat, cu trupul lui Hristos în acolitat, într-un final cu predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, așteptăm diaconatul, ca într-un final să ajungem preoți. Laurențiu, cum au fost zilele de reculegere, de exerciții spirituale? Au fost zile binecuvântate, deoarece chiar am încercat și am reușit să pătrund în meditarea acelor ce ne-a spus părintele predicator, părintele Cristian Diac, și cu această ocazie și mulțumim. La fel cum spunea și Ciprian, nu poți să intri în preoție dacă mai întâi nu te obișnuiești cu Cuvântul lui Dumnezeu, cum e în cazul lectorului. Trebuie să fii un pământ fertil în care să încolțească Cuvântul lui Dumnezeu, la fel cum spunea Papa Benedict al XVI-lea în cartea sa Drumul Pascal. Nu credeam în urmă cu 2-3 ani să spunem faptul că sunteți privilegiați pentru că astăzi veți putea sărbători împreună cu familiile, dar pandemia ne-a învățat și acest lucru, să ne bucurăm și de aceste momente. Ce înseamnă faptul că, da, astăzi puteți să-i aveți pe cei dragi alături de voi? Este o mare bucurie și eu personal mă bucur foarte mult pentru că în urmă cu un an nu am reușit să avem parte de această bucurie când am fost admiși printre candidații la ordinele sacre. Dar astăzi ne bucurăm că este familia alături de noi, că ne poate susține și de aproape, de aici, din seminar. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Ciprian. Eu am mai avut parte de această bucurie. A fost o pauză la lectorat. Din fericire și atunci am petrecut cu familia, pentru că imediat am plecat acasă după lectorat, eu fiind în anul pastoral. Iar acum, ceea ce am făcut anul trecut acasă, facem la locul faptei. Și este important tocmai pentru că această însoțire pe parcursul acestor ani se simte poate mai intens în astfel de momente. Noi vă mulțumim, știm că vă pregătiți de această celebrare și o să încheiem acest interviu aici și vă dorim sărbătoare frumoasă în continuare. Mulțumim frumos! Doamne ajută! Le mulțumim invitațiilor noștri, Ciprian Fechetă din anul 5 și Laurențiu Daniel Timaru din anul 4. Revenim cu Sfânta Liturghie de la ora 11. Rămâneți alături de noi la Radio RCSF. Sunt Ion Paladi și urez un sincer la mulți ani postului de radio RCSF FM. Îmbrățișări calde de la Chișinău pentru toți. La mulți ani! Sunt preotul Iosif Dorcu, dragi ascultători, și mă bucur să fiu cu dumneavoastră, ascultători, dar și realizatori, acum când RCSF FM împlinește un an. Au fost 365 de zile de muncă, dar și de bucurie. Au fost zeci de redactori și colaboratori, muncă, efort, căutări, poate nopți nedormite pentru a veni în fața dumneavoastră cu produse sonore destinate sufletului și inimii. Mii de emisiuni, tot atâtea împliniri ale realizatorilor și mângâieri pentru dumneavoastră, stimați ascultători. Radio RCSF FM, un miracol, o împlinire, o împlinire a unei îndelungi așteptări, un miracol, o misiune, o echipă, o echipă pentru dumneavoastră care sunteți destinatarii, ascultătorii noștri. La mai mare și la mai bine, dragi realizatori, mulțumiri dumneavoastră, dragi ascultători. Ce am fi noi fără voi, ce ați fi voi fără noi, toți mai săraci. Așadar, să ne îmbogățim toți cu RCSF FM.
Sunt Mihaela Balașcă, interpretă de muzică populară și doresc să transmit un gând frumos la ceas aniversar radioului RCIS FM. La mulți și rodnici ani! Vreau să felicit întreaga echipă de redactori și prezentatori și vă doresc să creșteți frumos și să ajungeți la inimile tuturor radioascultătorilor prin tot ceea ce realizați. Mult succes și multă inspirație în misiunea minunată pe care o aveți! RCIS FM este întoarcerea la prima mea dragoste, radioul, pentru că, înainte de a fi jurnalist la TVR Iași, am descoperit bucuria de a fi la microfon, de a întâlni oameni care au povești de viață ce merită cunoscute și de a realiza emisiuni pentru ascultători. Am intrat în tânăra echipă a postului RCIS FM cu entuziasm, cu încredere și cu dorința de a dărui din experiența celor 30 de ani de jurnalism și de a împărtăși istorii de viață ale unor persoane laice din dieceza noastră,